Londres înseamnă calitate și diversitate în oferta de materiale textile din Oradea. Perdele, tapet, tapiserii și accesorii pentru o amenajare rafinată, în colaborare cu echipe de profesioniști din România și Ungaria. Londres, șoseaua Borșului numărul 16A, în incinta clădirii master. Casa pe care o să vedeți în minutele următoare este un argument în plus în favoarea ideii că eleganța poate fi asociată cu simplitatea sau chiar cu sobrietatea. Un interior fără excese decorative, fără culori țipătoare, care te face să te simți bine și să ceri referințe de la proprietari despre cei care au contribuit la acest proiect. Această casă este rezultatul unei strânse colaborări dintre proprietar și designer, chiar dacă de cele mai multe ori pe aceștia îi separa câteva mii de kilometri distanță. Dată fiind natura ocupației sale, proprietarul a fost mai mult plecat din țară, iar comunicarea s-a făcut mai mult prin e-mail și telefon. S-a început de la stadiul de roșu, când au fost stabilite funcțiile spațiilor după necesități. Dată fiind suprafața restrânsă a terenului, casa a trebuit să fie judicios gândită. Organizarea s-a făcut pe trei nivele, demisol, parter și etaj, corespunzătoare spațiului de recreere, a zonei de zi și bucătăriei, respectiv dormitoarelor. În zona de zi am remarcat mobilierul semnat Mies van der Rohe, conceput pentru pavilionul german al expoziției de la Barcelona din 1929. Pentru că nu s-a dorit o atmosferă încărcată, în această zonă s-a optat pentru un elegant contrast alb-negru, foarte ușor pigmentat cu accente de roșu din covor și obiecte de decor. Perderele fiind negre, atmosfera din living este una sobră, de semi-obscuritate, datorată filtrării puternice a luminii naturale. Fiind o casă pe un stil modern, proprietarii aveau nevoie de niște perdele și niște draperii, cât mai simple, ca și culori, deci nu încărcate, foarte culori țipătoare. Aveau nevoie de culori simple, gri, negru, alb, bej. Această combinație de organța brodată în culori alb-gri ar mai fi fost chiar și aceste spaghete care sunt foarte la modă acum și pot fi pe orice nuanță, fie negru, portocaliu. Pentru dânși ar fi mers negrul, ei mergând foarte mult pe negru. Am mai fi avut aici o combinație de gri. Altă combinație de organța brodată cu fire argintii, dar proprietarii nu doreau nici materiale sclipitoare, cât mai simple. Și până la urmă, din varietatea de perdele care le-am oferit noi, pentru living au ieșit. Am ales această organță. A ieșit câștigătoare, da. Mai departe, aș vrea să vă arăt materialele care s-au ales pentru etaj. S-a mers tot pentru dormitoarele de la etaj. S-a mers tot pe o perdea simplă, cât mai simplă. S-a ales acest bej, care Este un material sintetic, dar care imită inul foarte bine. Deci ai zice că este in, dar este un sintetic care până la urmă se comportă mult mai bine decât inul. L-a spălat, l-a întreținut, inul este mai dificil. La partea de draperii, atât pentru etaj cât și pentru living, le-am arătat, s-ar fi potrivit pentru dânsii și acest gri. Așa, de asemenea, aici mai avem niște griuri care au fost interesante pentru clienții noștri.
până la urmă proprietarii au decis că această draperie, care este o combinație de bumbac cu fire sintetice, se potrivește mult mai bine cu perdeaua. Aceste culori, exact acest cafeniu, este și în perdea, în acele cerculețe. Pentru etaj, pentru dormitoarele de la etaj, s-a ales această colecție. Această colecție pentru camera de oaspeți, iar pentru dormitorul matrimonial, aceleași, doar cu florile roșii, pentru o pată de culoare în dormitor. Una peste alta, un proiect reușit, o casă confortabilă, elegantă, în care s-a pus mult suflet.